Salutare! Înainte să începem povestea, vrem să vă spunem că acest video are un conținut sensibil, așa că dacă nu doriți să-l vedeți și credeți că v-ar putea afecta, cel mai bine ar fi să nu-l vizionați. Noi am făcut acest video deoarece cu toții avem ceva de învățat din el. Nu conține scene violente sau detaliate. Mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi, așa că să-i dăm drumul. Salut! Numele meu este Andrei și vreau să împărtășesc cu voi o parte din viața mea. De fapt, cea mai dureroasă parte din viața mea. Mult timp nu am vorbit cu nimeni despre asta pentru că mă durea prea tare, însă mi-am dat seama că aș ajuta mulți oameni dacă aș spune prin ce am trecut eu, prin ce a trecut familia mea și prin ce a trecut sora mea care a ajuns să-și ia propria viață. Când sora mea a decis asupra vieții ei, eu eram încă destul de mic. Înțelegeam tot ce se întâmpla în jurul meu, însă nu la fel cum o fac astăzi. Așa că o să vă povestesc puțin din amintirile mele și ale părinților mei. Pe atunci, sora mea avea 16 ani. Era o fată absolut adorabilă. Se înțelegea cu toată lumea, învăța extrem de bine la școală și părinții mei erau extrem de mândri de ea. Deși era o diferență măricică de vârstă între mine și ea, am fost mereu extrem de apropiați. Petreceam mult timp împreună, ba chiar prefera să stea cu mine în loc să meargă la o ieșire cu prietenele. Ea era genul de fată foarte atașată de familie și prieteni. Mereu uita de ea ca să-i mulțumească pe ceilalți. Pentru ea, părerea celor din jur era extrem de importantă, pentru că nu voia să facă rău nimănui, nici măcar să deranjeze. Țin minte și acum că la un moment dat o vecină i-a făcut o remarcă legat de părul ei. În orice caz, ceva extrem de nesemnificativ. Însă pe ea chiar a durut-o și a luat-o în serios atât de tare că la 2 zile distanță a mers și s-a tuns. Așa era ea, extrem de sensibilă și eu știam lucrul ăsta. Tocmai de aceea aveam mare grijă ce îi spuneam. La un moment dat, sora mea a început să iasă cu cineva. Era prima ei relație și era un băiat mai mare ca ea cu vreo 2 ani. Nu a fost o relație secretă. Mereu îl aducea acasă și părinții mei chiar îl plăceau. Însă a urmat o mini-vacanță la mare care a schimbat totul. Ea a fost acolo împreună cu niște prieteni și iubitul ei. Și chiar de eram eu mic și nu-mi dădeam seama de multe, țin minte și acum că s-a întors din acea vacanță altă persoană. Era mai încrezătoare, mai împlinită și mult mai fericită. Până și părinții mei au observat asta. Și știu că au fost niște discuții între ei pe tema asta, deoarece mama credea că între ea și iubitul ei s-a întâmplat ceva și asta o enerva foarte tare și din cauza asta o certa destul de des pe sora mea. După vreo lună am început să o observ pe sora mea extrem de stresată, supărată, ba chiar o mai găseam și plângând la ea în cameră. Mie personal nu mi-a zis niciodată nimic. Și când mă vedea, făcea tot posibilul să zâmbească ca să nu mă îngrijoreze. Însă într-o seară eram cu toții la masă și din vorbă în vorbă, sora mea a început să pună niște întrebări. Voi ce ați face dacă eu aș avea un copil mai devreme? M-ați susține? De ce pui astfel de întrebări? S-a întâmplat ceva sau ce? Nu ne speria! Nu, tată, întreb pentru că văzusem azi la liceu o fată, puțin mai mare ca mine și era însărcinată. Ferească Dumnezeu, ce e în mintea acestor copile? La vârsta lor trebuie să învețe, nu să rămână însărcinate. De parcă nu au tot timpul din lume. Ce se grăbesc așa? Habar n-am, poate nu și-au dorit asta, dar s-a întâmplat. Dar chiar sunt curioasă, voi ce ați face în situația asta, ca și părinți? Dacă tu ai fi? Nu știu, nici nu pot să-mi imaginez asta, pentru că știu că tu niciodată nu ne-ai face așa ceva. Dar hai să zicem că în caz de Doamne ferește se întâmplă, te descurci. Îl iei pe tatăl copilului și aia e. Noi am ieșit din poveste. Se vedea că sora mea a rămas cu un gust amar după acea conversație. Însă nimeni nu și-a dat seama că ea a deschis acel subiect pentru că era în acea situație. Nimeni nu a știut că e de fapt însărcinată. Toți am aflat asta abia după ce a renunțat la viața ei. În săptămâna ce urmase, am tot văzut-o tristă. Efectiv, nu mai era ea. Și din câte ne-am dat noi seama, nu mai era împreună cu iubitul ei. Însă nu a vrut să vorbească cu nimeni despre asta. Eu am încercat să-i fiu aproape, dar nu cred că a ajutat cu ceva. Luni dimineață, înainte să plece la liceu, a venit la mine. Avea lacrimi în ochi, m-a pupat pe frunte și mi-a zis că mă iubește. Atât. Aia a fost ultima oară când am văzut-o. Pentru că spre seară a venit poliția la noi la ușă și ne-a anunțat că sora mea nu mai e. Mama a fost distrusă. Însă era nevoie să meargă cineva să rezolve ce e de rezolvat și să vadă dacă e chiar ea. Eu încă nu conștientizam ce se întâmplă. Nu puteam să cred că aia a fost ultima oară când am văzut-o și că ea a fost în stare să facă acel lucru.
Legat de ce s-a întâmplat în acele zile, nu prea aș vrea să intru în detalii, pentru că au fost momente foarte dureroase pentru noi toți. Părinții mei au găsit și o scrisoare în camera ei în care i-a explicat ce a făcut-o să recurgă la un asemenea gest. Și atunci am aflat că era însărcinată și că iubitul ei, deși a fost alături, nu și-a dorit copilul. Și ei îi era frică ca părinții mei să nu fie dezamăgiți de ea, fiindcă a ajuns în acea situație. Din păcate, ei păsa prea mult de ce cred ceilalți și asta a împins-o să facă ce a făcut. În casă la noi, toată lumea căuta vinovați. Mama și tata se certau de dimineață până seara și dădeau vina unul pe celălalt. Vecinii de la bloc vorbeau tot felul de tâmpenii și inventau chestii, iar prietenii ei dădeau vina pe acel băiat. A durat ceva ca noi să putem trece peste acea nevoie de a căuta un vinovat. Eu nu judec pe nimeni, nu-l judec nici pe iubitul ei, pentru că îmi dau seama că și el a fost speriat de situație și nu știa cum să reacționeze. Nu îmi judec nici părinții, nici vecinii. Însă îmi dau seama că poate lucrurile ar fi fost diferite dacă lumea din jur nu ar fi judecat, dacă părinții mei ar fi sprijinit-o indiferent de orice și dacă fiecare și-ar fi asumat ce a făcut. De exemplu, mi-ar fi plăcut ca adulții să învețe ceva din asta, pentru că tot orașul vorbea despre sora mea și mulți oameni care erau la rândul lor părinți o judecau tot pe ea și aveau impresia că era nebună. Nu vedeau de fapt că era o simplă fată mult prea speriată, că ei de fapt era frică să nu dezamăgească, să nu fie jignită și criticată de cei din jur. Nu era frică că va trebui să se maturizeze și să crească un copil. Ei i-a fost frică de gura oamenilor. Mult timp am evitat să vorbesc cu cineva despre asta. Mă durea chiar și atunci când îi pronunțam numele și îi simțeam lipsa enorm, pentru că o soră așa bună ca ea rar găsești. Eu am crescut închis în mine, am evitat să am prieteni și am făcut asta pentru că auzeam prea multe. Și am învățat din greșeala ei, și anume să nu mai ascult de ce spune lumea, să nu mai bag de seamă critica, lucrurile rele și, din păcate, în ultimii ani, asta e la ordinea zilei. De exemplu, la 2 ani de când ea a plecat de pe pământ, m-a oprit cineva, un vecin de prin zonă, fără să fi vorbit înainte sau ceva, și mă întreabă fără nicio jenă ce s-a întâmplat cu iubitul surorii mele după atâta timp, că auzise el nu știu ce. Atunci m-am înfuriat maxim, pentru că a deschis în mine o rană care oricum nu era vindecată și fără niciun motiv, adică doar de dragul bârfei. Dar eu am încercat să fiu calm și chiar de-am părut nesimțit, am mers mai departe fără să zic nimic. Îmi e și acum dor de sora mea și îmi va fi toată viața, dar știu că ne privește de acolo de unde este. Și tocmai de aceea vreau să vă rog ceva. Dacă sunteți părinți, vă rog fiți alături de copiii voștri și, cel mai important, arătați asta. Nu spuneți lucruri pe care mai târziu poate le veți regreta. Nu-i amenințați că în caz că fac ceva ce vouă nu vă convine, îi veți lăsa deoparte. Dați dovadă de iubire și demonstrați că sunteți alături de ei orice ar fi. Dacă sunteți într-o situație asemănătoare surorii mele, niciodată să nu recurgeți la așa ceva. Fiți puternici că orice perioadă grea va trece și nu trebuie să existe lucru pe lumea asta care să vă împingă la ceva de genul. Viața merge înainte și ce pare greu azi, mâine va fi mai ușor. Dar trebuie să luptați și să aveți încredere în voi. Iar pe voi, ceilalți, vă rog din suflet să nu mai judecați. Aveți grijă de viața voastră să fie așa cum vă doriți și nu vă mai băgați în viața și în deciziile altora. Dacă aveți ceva frumos de spus, spuneți. Dacă nu, mai bine taceți.